Devenit deja tradiție, evenimentul dedicat zilei femei a fost ținut cu mare fast și anul acesta de către garnizoana Târgoviște. Cele 140 de femei din cadrul serviciului militar au fost întâmpinate de către militari cu flori, bomboane și șampanie. E frumos ca de 1 martie să sărbătorim, să facem ziua femei, dar noi în garnizoană am avut și această obligație morală, pentru că avem foarte multe femei. Femei atât civile, noi avem femei care sunt tehnicieni, proiectanți, economiști, că avem structuri de mentenanță, avem structuri logistice, cât și cadre militare, ofițeri, subofițeri, tot femei. Doamnele care au luat parte la acest eveniment s-au arătat încântate de gestul colegilor. În plus, au speranța ca și în anii următori ziua femeii să le aducă un cadou la fel de frumos. E foarte frumos, nu este primul an în care se sărbătorește așa ceva și la care suntem invitate. Și sperăm să fie și de acum înainte mulți ani, de acum înainte. Este ceva nemaipomenit, nemaiîntâlnit. Deci un gest foarte frumos. Totdeauna am fost niște drăguți, niște eleganți. Cuvintele frumoase au curs și ele, mai ceva ca șampania în pahare. Militarii au ținut să le mulțumească femeilor pentru că le fac viața mai frumoasă și, de ce nu, și mult mai ușoară. Ziua de 1 martie reprezintă respect, dragoste, atașament, apreciere față de femeile iubite, apropiate nouă. Femeia este cea mai importantă ființă din lume. Dacă anul trecut ziua femeii a fost sărbătorită la cercul militar din Târgoviște, anul acesta conducerea garnizoanei a lansat o invitație la teatru. Femeile din armată au putut vedea o piesă de teatru pusă în scenă de actorii Teatrului Municipal Târgoviște. Dragi colege, la mulți ani, scumpe soții, la mulți ani nemaipomenite mame și bunici. La mulți ani!